dacă începe meciul, mă anunț tu dacă fără arbitru. Sau dacă e vreo fază, ceva, să treacă pe lângă mine, că eu dorm. Ia uite voi poză cu Messi direct, așa, pe seară. Dacă e 2-1, fac 5. Ei bine, fraților, partea a doua, la clipul la care ați reușit peste 15.000 de like-uri, 24 de ore, într-un stadion de Superliga României, însă challenge-ul de astăzi este cu totul extrem, deoarece, în afară de această pernă pe care o vedeți și pe care cel mai probabil o să dormim în noaptea asta, nu avem absolut nimic, ba mai mult de atât, astăzi ne aflăm direct în ziua meciului, pe stadionul Anghel Iordănescu, aici la FC Voluntari, unde ne vom petrece următoarele 24 de ore. Cam așa arată stadionul cu 3 ore înainte de meci. Uitați-vă și voi ce liniște este. Totul o să se transforme aici pentru că o să înceapă să vină suporteri, galeria și așa mai departe. Poate trag nici noi un pui de somn în timpul meciului, însă vreau să vă susținerea voastră acolo cu peste 10.000 de like-uri, dacă vreți ca data viitoare, și credeți-mă că nu glumesc, să facem acest challenge direct pe un stadion de Premier League. Au plecat câteva mail-uri deja către câteva cluburi, așa că vreau să vă susținerea voastră. Și ne începem această zi chill, frumos. Ideea e în felul următor, că nu voi fi singur în acest challenge. Este și fratele Carlos. Salut. Care a venit direct, te pup Carlitos, ah. Care a venit direct cu ecusoanele. Cei de la Voluntari ne-au susținut în acest challenge și ne-au dat la fiecare câte un ecuson, ca să ne plimbăm pe aici, ca să avem loc unde să dormim, pentru că la noapte direct aici o să dormim. Ia uitați-vă în căsuța asta aici frumos. Eu am avut emoții pentru ziua de astăzi și mie este, așa că dăm pe. Te bagi de la somn? Băi, Carlos, știi ce sper eu? Să nu poți încă data trecută, frate. Mai ții minte ce am pățit data trecută? Cu furtuna deci aia? Cu sechiele. Cea mai mare furtună din viața noastră și nu exagerez. Nu cred că o să mai văd în viața mea deci așa furtună. Fulgere, fulger la două secunde. Fulger după fulger. S-a uitat Carlos, astăzi nu ar ploua, așa că ușor, ușor ne începem și noi challenge-ul și haideți să vedem ce se întâmplă pe aici. Dar înainte să spunem start challenge, ne teleportăm puțin în studio pentru a vă spune că în această săptămână cei de la Super 2 vă premiază direct cu un PlayStation 5 nou nouț, dacă reușim să ne strângem acolo peste 10.000 de participanți. Găsiți chiar acum linkul în descriere, o aplicație 100% gratuită. După ce vă instalați, dați cele 12 pronosticuri 100% gratuit și ei vă vor premia săptămânal cu 10.000 de RON, v-am zis, dacă le nimeriți, dar doar dacă vă înscrieți și ne strângem 10.000, PlayStation-ul poate fi al vostru. Astăzi toată ziua Pernuța va fi cu noi și venim pentru prima dată pe terenurile de antrenament a celor de la Voluntari. Aici cred că putem să ne începem ziua, deoarece acum este ora 11 fără 10. Ne începem ziua frumos cu un stretching, facem puțină mișcare, știți cum e. Credeți-mă, chiar m-am trezit cu Carlos acum o oră, cum ne-am trezit, am venit aici și am început challenge-ul pentru că vrem să stăm aici până mâine dimineață. Cam așa arată terenul mai mic. Aici nu știu dacă se antrenează sau nu cineva. E mai mult de distracție. Dar bă, Carlos, știi ce m-am întrebat eu mereu? Ce este aici la FC Voluntari între teren și dealul acela? Hai să vedem. Deci mereu m-am întrebat ce poate să fie aici, frate. Mare groapă, nu? Îți dai seama, dacă dai o minge mai tare, ia filmează stadionul acolo. Din stadion de acolo ai dat o minge tare. Bă, e un râu ceva. E un râu, vezi? Ia filmează acolo. Cred că se vede jos râu. Da, e un râu. E un râu acolo, se vede. Da, se vede. Tare. Carlitos, eu nu vreau să stau ca tine. Tu toată ziua azi tu o să stai. Eu mă apuc direct să dau o tură. Ceva. Dar chiar acolo cred că e ceva meci. Hai să vedem ce e. Da, bă, e meci. Farul Constanța cu Voluntari. Nu știu, zic și eu că sunt cu albastru. Ia uitați-vă, fraților. Meci direct la juniori. Da. Păi gata, mă, de aici facem vlog. Dar ce echipă o fi? Voluntari versus? Nu-mi dau seama. A, o fi, da, corect. Și fiți atenți, vă mai arăt ceva. Aici este terenul unde se antrenează juniorii de la FC Voluntari. Poate veni și noi mai târziu, facem un football challenge. Dar acum vreau să vă arăt terenul unde se antrenează echipa mare. Știu, când am fost ultima dată aici, aici se antrenau și mai era încă o poartă acolo. Probabil au scos-o, da. A, aia de acolo, da, bravo. Dar tu vezi cât de șmecher e aici la Voluntari, că teren de antrenament pentru copii, teren de antrenament pentru echipa mare și ia, vino cu Carlos. Mai faci câțiva pași. Nu, mă, asta e poarta aia. Asta e poarta de antrenament, da. Asta e poarta de antrenament. Mai faci câțiva pași. Hai să vedem. Ia, mă, merge asta? Nu merge. Nu putem să intrăm. Bye bye.
Aici, fiți atenți, aici este peluza, deoarece astăzi avem meciul dintre FC Voluntar și UTA Arad și cred eu că aici vor veni cei de la UTA sau în partea aia. Haideți să vă arăt, în partea aceea acolo, vedeți? Eu am mai fost la un meci cu FC Argeș anul trecut și au stat acolo. Acolo au stat cei de la FC Argeș și acolo. Cred că depinde și de numărul de suporteri. De la UTA Arad, de obicei vin mai mulți. Dar acum să vedem, hai să mergem acolo. Tu vezi că cum ar veni, sunt ca niște gratii acolo, cum ar veni să nu arunce cu chestii sau să sară. Oricum, știi care e cea mai pașnică galerie din România? Partea alături de voluntari! Aia zic, tată! Aia zic, tată! Mamă, nu cred, provizii! Carlos, mâncare, mâncați-și gurata! Ideea e în felul următor. Până diseară nu avem nimic de mâncare și mie deja mi-e foame rău de tot. Uite, sala aici, vezi? Aici fac ei antrenamentele, da, sala de fitness. Cum ar fi să intrăm și noi mai târziu? Și acum, hai să vedem dacă găsim măcar o cafea. Bă, bune, vreau să încep ziua cu cafea, dar nu avem voie să dăm niciun ban. Deci mare atenție, fără niciun ban. Să vedem dacă primim o cafea totuși. Și haideți să intrăm și noi puțin pe teren. Deci e prima dată când cineva intră cu o pernă pe un stadion de Superliga exact cu două ore înainte de meci. Deci gândiți-vă că aici în două ore o să joace cineva fotbal și noi am intrat frumos cu perna și ne dormim aici, fraților. Deci, pe bune, gândiți-vă că trebuie să găsim și un loc în care vom dormi diseară. Eu știu unde zic, Carlos, pentru că gândește-te că dacă începe ploaia o să ne plouă. Acolo nu putem în tribuna aia, pentru că în tribuna aia n-ai cum te plouă imediat, aici nu. Singurul loc cel mai bun unde poți dormi e acolo, e, frate. Uite acolo unde scrie Superbet. Ba, dacă ești acoperit. Deci înainte de un meci de Superliga, punem perna aici frumos și somnic, tată. Ah, ce bine. Noapte bună. Bă, dacă începe meciul, mă anunț tu dacă fără arbitru. Sau dacă e vreo fază, ceva, să treacă pe lângă mine, că eu dorm. Și cei de la FC Voluntar au fost foarte drăguți, ne-au oferit acolo o cafea. Vă mulțumesc mult de tot. Sănătate multă. Sănătate multă. Foarte drăguți cu noi. Carlos n-a vrut. Au zis că poate să ne oferi și un ceai, dar Carlos nu a vrut. Așa că ne începem ziua frumos aici la FC Voluntar cu cafeluță frumos. Ia uitați-vă ce bine arată, foarte, foarte drăguți. Deci, în continuare cu zero ron. Carlos astăzi ne m-a întrebat deja, Carlos, ce mâncăm astăzi? Între timp s-a făcut 12 și 10, a trecut o oră și 10 minute și acum trebuie să apară jucătorii de la UTA. Ne-am pus și noi frumos aici la masa de interviuri, cafeluță și ne uităm să vedem dacă s-au afișat formațiile, dar încă nu. Mamă, UTA pe 11, voluntari pe 13. Dacă ar câștiga voluntari astăzi, ar trece pe 12, dar totodată joacă și Craiova cu CFR, unde fratele X-Breaker este acolo. Fratele nostru X-Breaker, ce face fratele meu? Uite și noi aici frumos, ia uite cum se vede, cu voluntari. Mi-au dat de la voluntari o cafeluță frumos. Deci eu 24 de ore n-am bani, nimeni nu-mi dă nimic. Noroc că mi-a dat și mie o cafea și atât. Tu, mașinuță, căldurică, nici în mașină n-am voie să stau. Știi unde cred că mă duc acum? În sala de conferință. Acolo cred că e cald. Nu? Pe scaune, cu neagică, nu? Haideți să vedem. Dăm și pronosticul cu fratele X-Breaker. Deci eu zic așa, 1-0 CFR Cluj cu Craiova și bate voluntar cu 2-1. Tu ce zici? 3-1 FC Craiova. Uhuhuhuhu! Niciodată. Așa. Hai, pa, vorbim. Pa. LOL. Ei bine, și cei de la FC Voluntar ne aduc și foaia de joc de astăzi. Acesta este primul 11. Jesus Fernandez, fostul jucător de la Real Madrid, Radu Boboc, Matricardi, Turda, Veiga. Mamă, vezi care echipă forță voluntară astăzi? Răduț, Popescu, Dumitr, Nemeț. Bine, rău. Dică, da, adevărat. Și de aici Iacob Lucasen, jucător bun. Bă, sincer, fără să fiu răutăcios, echipa mai bună voluntari. Între timp am intrat puțin la căldurică, direct în sala de conferințe de aici, de la FC Voluntari. Uitați-vă și voi cum arată direct cu Superliga. Aici vă dați seama, vin toate echipele, toți antrenorii, dau declarații frumos, câștigăm, nu câștigăm. Ideea e că mai este puțin până la ora meciului și astăzi sperăm la o victorie pentru FC Voluntari, orice ar fi, sau măcar să vedem goluri. Că n-am venit degeaba aici și acum haideți să vedem că trebuie să apară și Neagică, să vedem pe unde vine. Ia uitați-vă cine vine, fraților. Direct autocarul celor de la UTA Arad au venit băieții. Ia uitați-vă. Cât de frumos autocarul celor de la UTA. Pompieri în spate. Mamă, și autocarul de la voluntari, fiți atenți. Și autocarul de la voluntari în spate. Ia uitați-vă, ce frumos. Autocarul celor de la FC Voluntari a ajuns Cupa României, Supercupa României, campionii mondiali
ferice voluntar, tată. Ia uitați-vă, fraților, cum ies băieții frumos. Și de la UTA și de la FC Voluntari, încurajați acolo de staff. Astăzi dormiți cu mine, băieți, aici. Ei bine, jucătorii tocmai au intrat pe teren. Ne-au luat locul acolo la mijlocul terenului unde am pus noi perna. Uitați acolo cum se uită. Cred că se uită la locul ăla unde am pus eu perna. Și eu, uite-vă, aici a dormit cineva, că a rămas urma mea. Că tot mai avem o oră până la meci, împreună cu fratele Carlos. Pronostic? Haideți să dăm și pronosticul real pentru meciul de astăzi. Oricum, ai văzut formația de start? Da. Echipele le-ai văzut? Eu zic așa. Eu zic un 2-1. 2-1 zici tu pentru? Voluntari. 2-1 voluntari. Bă, și eu merg la fel. Deci e prima dată când avem același pronostic. Da. 2-1 voluntari. Dar știi că niciodată când am mers la un meci Andy, nu ni s-a primit pronosticul la niciun. Da, nu l-am nimerit niciodată. Astăzi este ziua, fraților, ascultați-mă. Da. Astăzi este ziua. Verificăm clipul pe care urmează să-l postez în câteva ore. Din păcate, chiar dacă am avut eu bilet forță. Ia să vedem, Carlos. Am dat like. Primul like. Primul like, tată. Primul like. Deci ora 1, Carlos, vezi? Ora 1 și filmează puțin stadionul. Bă, nici măcar un suporter. Cum ar fi să nu vină galeria celor de la FC Voluntari? Poate să nu vină galeria? Vine, nu? Da. Ah, ok. Cum ar fi să nu vină nimeni, să fim chiar singur? Ei bine, și așa cum v-am zis, că tot sunt 24 de ore astăzi aici, automat suntem și primul suporter. Haideți, am zis, să vedem cum este să fii, băi, primul și singurul suporter, chiar în momentul ăsta mai e o oră până la meci. Și eu sper să nu fim singuri astăzi, sper să mai vină, dar momentan singurul suporter de la meci și probabil vom prinde și echipele la încălzire tot singuri. Așa că hai să vedem unde stăm, Carlos. Nu știu, galeria de obicei stă în partea aia, mai în partea aceea. Hai să vedem pe unde voi intra și vom sta cu ei, bineînțeles. Bă, Carlos, perna unde e? Ai lăsat acolo în partea aia? Am aruncat-o din greșeală, credeam că e ceva. Carlos, cred că vin, frate. Da, și am auzit ceva. Hai să vedem, cred că vin. Ia uitați. Acolo sunt, cred, în autocarul ăla. Fii atent acum, am mâncat vajura voastră. Cea mai mare galerie acum vine. Vezi că au tot steaguri. Nu știu, vreau și eu cu ei. Au tot steaguri, frate. Hai să vedem pe unde intră, să mergem și noi. Oficial avem și primul suporter în afară de noi. Te salut, salut. Cum te cheamă? Robert. Robert, așa că avem și primul pronostic. Ia zi, Robert, cât se termină astăzi meciul? 2-1 voluntar. Mamă, nu pot să cred. Deci și eu același pronostic l-am dat și Carlos la fel. Toată lumea zice 2-1, dar cum ar fi un meci de la cu multe goluri? Crezi? Dar fii atent, am văzut o chestie. Și noi la fel. Iar atât puțin husa. Bine, păi dar nu-s, dar nu-s. Bravo, bravo. Sub acoperire. Oricum, se știe cine ține cu voluntari, ține și cu FCSB. Echipe înfrățite acolo și hai să avem goluri. Pe unde intră Neagică? Nu știu. Pe acolo, pe aici, hai să ne așteptăm până aici, că să vină mai repede. Ia uzi. Și avem galeria celor de la UTA Arad. Uitați-vă și voi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 persoane. Ia. UTA Arad! Ce tare, prea tare, frate, îmi place. Și aici, Il Fenomeno, ia uitați. Il Fenomeno. Neagică își face apariția cu toată galeria. Ia uitați-vă, fraților. Fratele meu, Neagică, și cu toată galeria în spate. Mamă, uite, nu se mai opresc, frate. Uite, că se... Respect, Neagică! Doamne ajută! Respect! Băi, Carlos, cred că a venit un observator ceva, că am lăsat urmă pe teren acolo unde am dormit. Vezi că se uită cu mingea? Fix acolo e, da. Ia zice, ține și nou un pronostic pentru după amiaza asta. Batem cu 1-0. 1-0, noi am zis 2-1. Dacă e 2-1, fac 5. Mamă, cât de frumoasă e asta, Neagică, acum o văd. De când timp? De săptămâna trecută mi-a adus o băieție de la Superbet. Mamă, cât de frumos. Ionuț și cu George a făcut. Da, respect. Ionuț și George, uitați-vă cât de frumos. Coreografie pentru Neagică, cât de fain arată. Stai așa să mă duc și o sucă. Îmi faci mie o poză, mă duc acolo lângă și îmi faci mie o poză. Mamă, frate, cât de mișto e. Coreografie pentru Neagică. Uitați-vă și voi cum arată. 20 de lei poza, nu? Mamă, gata, Neagică, 20 de lei pentru poză. Uitați-vă și voi cum arată coreografia asta. Prea frumos, cu voluntari, cu Neagică. Emblema clubului voluntar. Fratele nostru astăzi, Neagică. Gata, 20 de lei la Neagică, s-a decis. Și așa, noi n-avem nici ce să mâncăm, dar dăm 20 de lei la Neagică. Bă, mai degrabă aș întreba unde dormim diseară, frate, că vreau să zic. Ia uite cum face poză cu fanii, Neagică, frumos acolo. Și de-abia aștept să strigăm împreună. Voluntari, voluntari. Știu toate cântecele, ascultați-mă și mai învăț astăzi. Așadar, fraților, am venit frumos aici în galerie și l-avem pe Cosmin, nepotul
cuvântul lui Neagică, o să te întreb și pe tine, Cosmin, cât crezi că se termină meciul astăzi? Un 2-0 pentru voluntari. 2-0 voluntari. Noi am zis 2-1, Neagică 1-0, toată lumea zice victorie voluntari. Eu sincer n-aș vrea un egal astăzi. Rafael, ultima dată când am fost aici a fost egal și dacă ar fi să dea gol de la voluntari, cine crezi că dă? Nemeț. Nemeț, așa zic și eu. Mă, dar unde e Ricardinho, frate, că nu l-am văzut? Nu știu. Crezi că joacă astăzi? Ar trebui să joacă. Ar trebui. Ultima dată să știi că mi-a dat tricou aici. Tu ai primit vreun tricou de la vreun jucător? Da, am primit de la Tama și înainte. Serios? Da, mi-a dat acasă. Tare, tare, tare. Cine știe, Carlos vrea și el un tricou astăzi. Poate, poate la final, dar întâi victoria. Mersi, Cosmine. Și ce să zic, mă primești aici în galerie? Da. Și mai am o întrebare, frate. Deci fii atent, dar nu trebuie să știe nimeni. Eu vreau să dorm la noapte aici. Unde crezi că pot să dorm și o să nu mă plouă? Acolo, în tribună? Da. Acolo, nu? Da. Mă ascund acolo să nu ne găsească nimeni. Bun. Multă sănătate, vă doresc și mult succes! Pentru arbitrii. Mamă, cât de frumos, Neagică se cunoaște cu toți. Mamă, cât de tare. Hai că ușor, ușor ne strângem. Ușor, ușor ne strângem, fraților. Am făcut brigada aici frumos. Nu se nimeni de noi. Nu se frică de nimeni. Cum e aici. Exact. Să știi, așa aceleași culori ca la Deportivo Alaves și aceeași atmosferă. Hai să iasă și jucătorii la încălzire și după țipăm, urlăm, susținem voluntari astăzi. Au, au și jucătorii la încălzire, fraților. Voluntari! 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 Au ieșit băieții noștri la încălzire. Uite-l mă și pe Ricardinho, uite-l mă tată mă pe Ricardinho. Ciste voluntărenilor, cistelor, cistelor, ciste voluntărenilor, cistelor. Hai, hai, voluntari! Și acolo Uta Arad frumos, unul dintre cei mai talentați jucători de astăzi. Uitați-l acolo, Rareș Pop. Ia uitați-l, execuții spectaculoase. Păi nu poate grijă că dacă vii la Rapid ai peste mine, te-ai nenorocit. Pentru Rareș Pop, primul mesaj. Avem aici toată galeria grea. Băieții, un scor pentru astăzi. Când se termină? 10-0 3-0 2-0 2-1. Deci toată lumea zice foarte multe goluri. Hai să avem, eu zic, nu știu, 4-3 ceva. Peste 5 goluri să avem astăzi. Vă mulțumesc, băieții. Baftă mult. Baftă. La revedere. Vă pup. Pa, pa. O parte alături de voluntari. Viața mea o parte alături de voluntari. O parte alături de voluntari. Viața mea o parte alături de voluntari. Respect,
ore de când am ajuns aici. Ideea e că nu am mâncat absolut nimic. Ne apropiem de ora 3. Și ce credeți, fraților? Îl vedeți pe domnul de aici cu copilul? I-a dat 10 lei cu Carlos și s-a dus ia ceva de mâncare. Hai să vedem. Mamă, a luat două corne. Ia uitați. Bine, bă! Victorie! Mulțumim mult! Victorie, tata! Victorie! Oficial prima masă de astăzi. Mamă, cât de tare e mâncați aici, cu data. Tare rău, tot ai bun. E bun rău, prima masă de astăzi. Urmează ore multe. Mamă! Ia! Beckham! Beckham! Bine, tată! Beckham, vine la voluntari! Nope! Ce ocazie! Ocazie mare pentru voluntari! 93-94, fiți atenți! Olanda! Ping-pong! Da, adevărat! Bravo, bă! Aolo! Bine, bă! Ramos! Sunt voluntari! Aolo! Aolo! A ieșit! Mamă, ce intervenție acolo, am zis 1-0. Final de primă repriză, 0-0 din păcate și sperăm la măcar un gol acum. Sau de ce nu, 2-1. Mai poți? Pe foame. Nu, mai avem de stat șeful. Somn. Mai avem. Mă duc după aia să iau pe. Da. Nu, stai. Mamă, ce gol. Mamă. Ce gol. 1-0 pentru UTA Arad. Minutul 77. Doamne, dar ce centrare! Centrarea mai frumoasă decât golul! În forță, trei pe cap i-a dat-o! Haide-mă, ăsta e! Aoleu! Haide-mă, foarte cât! Aoleu! E gata, fraților! Este gata! 1-0, minutul 93, final de partidă! Și acum hai să vedem unde e Carlos, că s-a dus să iau minge și n-a mai venit. Cred că l-a luat poliția. Ce minge să ia? Aia de la Select? Da. Cred că n-a luat. Băi, am făcut și noi rost de mingea cu care s-a jucat astăzi. A luat-o Carlos până la urmă. Ideea e următor, că asta e bună să o păstrăm pentru mai târziu, football challenge pe noapte să facem. Da, nu, hai să o dăm înapoi tot. Tudor! Am dat-o înapoi și poate mai târziu primim una să jucăm acolo un football challenge frumos. Hai să intrăm și noi pe teren. Ei bine, am fost primii care au intrat aici pe stadion și suntem și ultimii care ieșim. De fapt, noi ieșim că rămânem tot aici, mai avem de stat ore bune. Cam așa arată terenul după un meci din Superliga României. Vino cu acea Carlos, vino mai aproape să vezi și tu cam cum arată. Băi, că te gândești că acum o oră aproape. Era full. Pline, totul era diferit. Acum
tristețe de plină. Este ora 15 aproape, urmează să vină și noaptea peste noi. Și totuși, Carlos, e destul de frig. Eu, sincer, m-aș veni să vorbim cu cei de la voluntari. Totuși, nu putem rezista aici, să dormim nici măcar o oră. Să vedem dacă ne primesc cumva acolo unde am spus, undeva înăuntru, acolo, să dormim în seara asta aici și să îndeplinim obiectivul de 24 de ore. Nu vrem să plecăm, asta sub nicio formă. Oricum, suntem ultimii. Unde e perna, Carlos? Mamă, am uitat. Perna, direct. Hai să vedem dacă ne primesc. În orice caz, momentan, nu putem merge, pentru că încă sunt jucătorii. Jucătorii n-au plecat, știți că ei mai stau jumătate de oră, oră. Unii au ajuns la autocar și uitați-vă acolo autocarul celor de la UTA, care așteaptă jucătorii și urmează să plece direct către Arad. Până să urcăm, ajutăm și noi frumos aici. Ne băgăm la treabă. Eu cred că dacă am făcut treaba asta, primim și noi ceva de mâncare. Mamă, hai să ne ascundem aici. Unde? Aici. Ne băgăm la treabă, fraților, că ne mai și încălzim. Sigur. Vă mulțumesc mult, dragul. Mersi. Felicitări pentru meci. Da, mersi. Bă, Carlos. Ia uite ce e aici. O pizza, frate. Ia vezi. Băi, pizza, da, înăuntru. Bă, noi suntem morți de foame. Fraților. Challenge-ul rămâne în continuare. Nu avem voie să cumpărăm sau să comandăm mâncare. Trebuie să ne descurcăm. Hai, poftă mare, Carlitos. Haide, desfă-o. Nope. Nu vine să cred. Cei de la FC Voluntari ne-au băgat direct într-o cameră să dormim în seara asta. Și uitați-vă ce cameră, în ce cameră o să dormim, cu priveliște către stadion direct. Mamă, cât de fain se vede, niciodată n-am fost aici, vezi, Carlos? Da. Prea, prea tare. După aproape o oră, altă treabă, fraților, este cald aici, este bine și așteptăm ușor, ușor să vină noaptea, să ne băgăm la somn, cred că putem să ne și gecile jos. Ia stai așa, Carlos. Mamă, nu știu dacă e ok să umblu aici. Ia uite voi poză cu Messi direct așa pe seară. E bine că avem și televizor acolo. Ne uităm și la televizor frumos. Citim o revistă cu Messi. Mamă, cât de tare, cât de tare. Nu-mi vine să cred, fraților. Este prima dată când un club din România mă primește înăuntru să noptez și să dorm aici. Carlitos, ne băgăm la un serial frumos? Hai, la televizor? Da. Adevărat? Mamă, mamă, ora 6 și jumătate, aproape ora 7, se apropie cele 12 ore și urmează o noapte lungă aici la FC Voluntari. Și îți mai zic ceva, Carlos, aici este și camera unde avem toate camerele. Practic trebuie să avem și grijă de stadion în noaptea. Cred că este crainicul, dacă nu mă înșel. Posibil să stai și crainicul, dar în orice caz, oricum suntem șefi. Așa avem și de mâncare, bă, filmează! Filmează! Băi, mamă, avem și de mâncare, le mulțumim mult de tot celor de la FC Voluntari. Mamă, și mă uit așa la televizor. Fraților, cam atât cu vlogul de astăzi. 24 de ore într-un stadion în Superliga României. Le mulțumim încă o dată celor de la FC Voluntari. Noi ne băgăm la un serial, ne-au lăsat să stăm cât vrem aici. Probabil nu știu dacă o să noptăm, dar stăm cât putem noi de târziu. Așadar, nu uitați de butonul de like, butonul de subscribe. Până data viitoare, am fost Tudor, împreună cu Carlitos. Și v-am pupat! Pa, pa!